În această sâmbătă a avut loc o conferință de alegeri locale la PSD Drobeta Turnu Severin, alegeri la care au participat membrii Partidului Social Democrat Mehedinți și în cadrul căreia primarul orașului Marius Creciu a fost ales pentru un nou mandat de președinte al organizației PSD Drobeta Turnu Severin. Organizația din Drobeta Turnu Severin este cea mai mare organizație municipală din cadrul PSD Mehedinți și totodată are cele mai bune rezultate, deoarece în componența acesteia sunt oameni cu o mare experiență, dar și tineri determinați să facă performanță. Datorită muncii depuse pentru clădirea și menținerea unei echipe puternice, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a obținut un nou mandat ca președinte PSD Drobeta Turnu Severin. Astăzi am fost ales din nou președinte organizației municipale cu propunere pentru prim vicepreședinte la nivel de județ. Este o alegere care mă obligă. Funcția de primar este cea mai mare realizare a unei organizații municipale sau a unei organizații locale de partid, că vorbim de comune sau că vorbim de municipii, de orașe. Munca unei organizații se vede atunci când câștigi și funcțiile administrative. Noi am reușit în anii aceștia să câștigăm toate alegerile la care am participat. Asta arată că severinenii au fost alături de noi ca partid, au fost alături de mine, ne-au dat votul lor și acest lucru nu poate decât să ne onoreze, să mă onoreze și să mă oblige, pe lângă munca politică, să fac și muncă administrativă. Eu cred că am demonstrat în anii aceștia că sunt un om serios, un om pe care severinenii se pot baza și rămân în continuare loial Severinului, loial severinenilor și loial Partidului Social Democrat. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu senatorul Liviu Mazilu, deputații Alin Chirilă și Cornel Folescu, prefectul Alin Isuf și o delegație importantă a organizației municipale. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, i-a felicitat pe toți pentru rezultatele pe care le-au avut la precedentele alegeri și totodată a afirmat că Severinul s-a schimbat mult în bine de când la conducerea lui se află actualul primar Marius Creciu și că până acum a avut parte de o colaborare excelentă între primăria municipiului și instituția Consiliului Județean Mehedinți, colaborare pe care își dorește să o mențină mult timp de acum înainte. De când Marius este primar, mă bucur că în toată această perioadă am colaborat, aș putea să spun, aproape perfect cu Marius, iar colaborarea dintre Consiliul Județean Mehedinți și primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a fost la fel de bună, pentru binele cetățenilor municipiului. Vă felicit pe toți, în frunte cu Marius Creciu, pentru că de când ați făcut această echipă, rezultatele dumneavoastră au poziționat PSD întotdeauna pe primul loc la nivel de municipiu. Nu întotdeauna a fost ușor, dar poziționarea pe primul loc, repet, s-a datorat numai și numai muncii dumneavoastră și capacității administrative a lui Marius, a colegilor viceprimari pe care i-a avut în această perioadă și, evident, a colegilor din Consiliul Local. Am făcut în această perioadă o echipă foarte bună cu Marius, cu domnii parlamentari, cu domnii și doamnele consilieri locali din municipiul Drobeta Turnu Severin. Aveți o echipă frumoasă, puternică, mereu o slujba cetățenilor municipiului Drobeta Turnu Severin și sunt convins că ceea ce a fost până acum va continua. De asemenea, la conferința municipală PSD Drobeta Turnu Severin a participat și senatorul Liviu Mazilu, care și-a arătat respectul față de primarul Marius Creciu și de realizările prin care a schimbat fața orașului. Ne felicităm cu toții că suntem contemporani cu domnul președinte Marius Creciu, primar al municipiului, care schimbă astăzi, prin intermediul echipei PSD la nivelul municipiului, prin administrația publică PSD-istă pe care o transpune în fapte, schimbă viața locuitorilor acestui municipiu în mod irreversibil. Numărul consistent de voturi la toate alegerile fiind dumneavoastră câștigătorii acestui oraș,
înculnați cu voturile pentru primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin, voturile consistente atât la Consiliul Județean, vot politic, pentru președintele Consiliului Județean, cât și în alegerile parlamentare învingători peste tot, ne recomandă și ne responsabilizează de a fi în continuare așa cum ne-am obișnuit alături de români, alături de severineni, alături de cei care și-au pus încrederea în noi. De asemenea, deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a punctat faptul că un merit foarte important pe care președintele PSD Drobeta Turnu-Severin îl are este că a știut să-și sudeze echipa. Mă uit în sală și văd, și mă bucură să văd asta, văd în primul rând colegii cu care am început munca. Și sunt foarte, foarte, foarte mulți în sală. Văd și echipul noi, oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului și, mă rog, trecutul relativ apropiat și cu care am colaborat extrem de bine. Și vreau să vă spun un singur lucru. Dacă Marius Crețu are un merit la această organizație, cel mai mare merit pe care îl are este că a știut să sudeze o echipă. O echipă pe care a coordonat-o, o echipă pe care a condus-o doar la victorii, așa cum am enumerat antevorbitorii mei, ați văzut că ne-am câștigat toate alegerile, nu ne-am făcut de ales niciodată, dar marele merit al Marius nu este primăria, este echipa. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a apreciat activitatea realizată de Marius Creciu. L-a asigurat de tot sprijinul său, ca și până acum. Sunt aici ca reprezentant al unui cartier care, la ultimele două tururi de alegeri locale, au obținut cel mai mare procentaj pe municipiu, Schela Nou și Dașul Schele, și îi mulțumesc echipei de acolo. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule primar, fiindcă niciodată nu ați uitat ce ați promis din locuitorul acestui cartier. Numai în ultima perioadă au fost aduși în acest partid peste 500 de persoane. Asta este meritul domnului primar, fiindcă a știut să facă echipă. A știut să aibă grijă de echipă, a știut să-și promoveze pe cei care au performat și a știut să-i înlăture pe cei care câteodată mai șchiopătau la anumite alegeri. Vă felicit, domnule primar, pentru întreaga activitate. Am fost lângă dumneavoastră de câte ori mi-ați cerut ajutorul. O să fiu în continuare. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a avut numai cuvinte de laudă atât la adresa organizației PSD Drobeta Turnu-Severin, cât și la adresa primarului Marius Creciu. Prefectul județului Mehedinți a transmis faptul că va oferi tot sprijinul instituției pe care o reprezintă și în viitor. Este cea mai importantă și mai mare organizație politică și administrativă a județului Mehedinți. Aici întâlnim o cremă a administrației și a politicului. Și spun aceasta pentru că, uitându-mă în sală și cunoscându-vă pe mulți dintre dumneavoastră, constat că primarul Marius Creciu a reușit să coaguleze o echipă foarte omogenă. Este un parteneriat puternic pentru Drobeta Turnu-Severin și pentru județul Mehedinți, la care participăm cu toții și vă asigurăm de acest lucru. S-au făcut multe lucruri bune în municipiul Drobeta Turnu-Severin, în toate domeniile de activitate. S-au accesat fonduri europene și am văzut cu plăcere că se continuă acest lucru. Eu l-am cunoscut pe Marius Creciu din funcția de președinte executiv la nivel de județ. În 2016, când am candidat la funcția de primar la Primăria Mărăvăț, am avut și sprijinul dumnealui. De fiecare dată l-am apreciat. În ședințele pe care am organizat, dumnealui și-a spus tot timpul punctul de vedere, chiar dacă uneori ne-a plăcut, chiar dacă nu ne-a plăcut, nu pot să-i spun decât succes în continuare, să fiți la fel de corect, să păstrați echipa la nivel de municipiu. Astfel, în urma alegerilor locale la PSD Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu a fost ales pentru un nou mandat de președinte al organizației PSD Drobeta Turnu-Severin. Ca o particularitate demnă de menționat, Drobeta Turnu-Severin a fost singurul municipiu reședință de județ care a câștigat alegerile prezidențiale în ambele tururi pentru PSD. Asta denotă încrederea oamenilor în organizație și în oamenii propuși de Partidul Social Democrat. De asemenea, au fost desfășurate un număr mare de acțiuni alături și pentru oameni, de la campanii de ajutorare a copiilor și familiilor defavorizate, la investiții precum extinderea rețelei de apă și canalizare, extinderea
rețelei de gaze, amenajarea locurilor de joacă, construirea rețelelor electrice, asfaltări, etc. Toate au fost realizate de-a lungul timpului de primarul și președintele PSD Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, în strânsă legătură cu membrii PSD Mehedinți.